Bună ziua, bună ziua, prieteni! Bună ziua, prieteni! Prieteni, astăzi ne-am hotărât să venim și noi la mama, la părinții mei, să văd ce fac. Și la David ăsta-l mic, am venit și noi cum să facem dulciuri cu suc la ăsta mică, ne-a sunat. Ce faci, David? Dulciuri, că a zis că nu e frate meu acasă și să-i aducem și lui Kinder. Ce, cum vor copiii dulciuri de ăștia? Ce faci, David? Tu ce faci, David? Ia spune. Spune bine. Transmite și tu lui tati ceva, hai. Tati, vină acasă. Acasă, vine, mamă. Vină acasă, vină, ia jumătate, vină. Da. Adăgea, da. Ioane, vezi că aș vrea să ne sun, Ioane, uite, cu ocazia asta vreau să spun, că uite, m-am gândit, eu până acum n-am vorbit pe niciun canal. Pe niciun canal n-am vorbit până acum despre tine, Ioane. Eu nu vorbesc, că nu, ești fratele meu și îmi pare rău de tine. Orice ai face tu, tot ce ai greșit, noi te iertăm așa cum ești și ești fratele meu să vii acasă. Că gândește-te la copiii tăi și aș vrea să mă suni, că vreau să spun ceva important, că nu vreau să spun să ne audă o țară întreagă. Că așa e frumos, nu trebuie să ne spălăm rufele în public, să spunem tot ce avem în familie, că așa e frumos. Să vorbim noi ca frații, ce trebuie, să știi, Iare, că eu nu sunt dușmana ta, eu îți vreau binele. Vino, te rog frumos, acasă la copiii tăi și uite că totuși mi-am adus aminte, așa, uite, vine și să plâng. Îți spun la mulți ani pentru mâine, că e ziua ta. Și vino acasă, că, uite, părinții zbola, mama, i-a fost rău, am dus-o la spital. Știi că are probleme cu inima? Are probleme cu inima și știi, după aia să nu-ți pare rău, Ian. Îți pare rău după aia dacă o pierdem pe mama sau pe tata. Să vină acasă. Hai acasă, Ioane, ce-a fost, a fost, vine și ai acasă, pe ce da, uite, eu nu vorbesc și de lumina, că bineînțeles, vine și ea la copiii ei, are și ea tot dreptul, o, te-a vorbit vine cu acasă. Copii. A vorbit și am auzit că a vorbit cu copii, familie, ei, uite, m-am bucurat. Da. Na, nu mai m-am bucurat, prieteni, că a vorbit și ea cu Leonardo. Da, a vorbit cu Lumina și nu știu, a sunat aici pe cumnată, mi-a spus câteva vorbe, dar acum eu nu mă bag. Mai bine aș vrea să spun, Ioane, să te gândești la familia ta și la părinții noștri. Că de aia și cum a zis tata și cu mama, că suntem și noi 5 frați la părinți și tu ești doar un băiat, are și ei. Că noi fete și un băiat. Noi fetele și că iubim foarte mult părinții. Dar și tu, că zici așa că, nu știu, poate ai fost și tu supărat și ai vrut să te răzbun pe ei. Dar lasă supărările și vină acasă, Ioane. Să nu mai sună tu pe tata, uite, nu mai mă suna pe mine, că dacă vrei sună-l pe Leuțu. Ori ia legătura cu tata, că să bucură și el, Ioane. Să bucură dacă îl suni. Ia dă-i Eufanie, ia mamă. Apoi dă-i ea mamă, uite, ea e mai cu minte. El dar și el nu i-a dat niciodată. Păi crezi că ea nu lasă lumina? Da. Nu, el lasă, uite, dacă el nu vrea, e treaba. Aia dă-i ea bunici, ea mamă sau a vorbit cu copii. Păi bine a făcut că a vorbit, uite, da. Chiar mă dar bucur. De ce nu de telefon? Chiar mă bucur că a luat legătura cu copiii ei, cu Leonardo, și eu l-am sunat aseară pe Leonardo. A vorbit cu mine, i-am zis să vină pe la mine și a zis copilul. Că să mă duc eu să le iau, că nu are mai cine. Nu mai te duceam. Spune-mi că a sunat acasă și a amenințat că îl închide, vrea să-l vadă în pușcărie. Spune-mi. Nu știu, așa zice, uite, nevastă ta, Ioane, vreau să-ți transmit că Lumina zice că a sunat-o și că te amenință că vrea să te vadă la pușcărie. Dar nu știu, asta e părerea ta. Dacă tu vrei să vii acasă și să lași tot ce a fost, să ștergi totuși cu buretele tot ce a fost și ia tot la fel Lumina, să vină și acasă că la copiii ei, că vine bărbatul din pușcărie și eu cred că ursul o iartă pentru că e mama copiilor și noi Lumina asta cumnată mea o să-l iartă și pe tine, Ioane. Să nu mai faci asta. Hai, aveți copii. Niciodată. Aveți copii. Lasă-mă, mă, nu mai faci. A greșit și el. Gata. Asta e. A greșit. Da, ca amândoi. Orice... Amândoi au greșit. Da. Așa e. Au greșit multă lume. Nu sunt ei primi. Nu trebuie așa să faci. Amândoi. Da. Lasă că, uite, vin acasă acum. Știi, Ioane, că ăștia-i noștri au și ei probleme. Tata bolnav, mama bolnavă. Că știi că tu ai fost cu ei la spital și ai fost alături tot timpul de ei.
tu le țineai cu mâncare în casă, cu lemne, cu tot ce trebuia. Că noi nu le dădeam nimic. Adică ce să ne lăudăm? Că noi țineam ție familia ta. Familia ta, tot tu o țineai, tu aveai grijă de nevasta ta, de copiii tăi. Ioane, te rog frumos, sună-ne dacă poți și vrei și ai plăcerea să iei legătura cu mine, ori cu tata, să ori cu mama. Să mă sună pe mine. Ori pe tine, răspunde-ne și nouă pe meselul ăla. Ai ceva cu tine, zi. Ai ceva. Oriunde să mă sun, nu contează. Da, Ioane, uite, vreau să-ți transmit ceva important. Da. Trebuie să pentru spun, tine, dar... pentru tine. Dar este ceva foarte important. Dacă tu vrei să iei legătura în această seară cu noi, fă-o și nu mai sta pe gânduri, că o să afli ceva important. Ca să nu fie prea târziu, Ioane, că după aia faci tu ce faci și te căiești, Ioane, toată viața. Trebuie să ne gândim la părinții noștri. Hai că copiii, nu mai zic de copii, vin acasă la copii. Copiii sunt bine, sănătoși, uite, are grijă mama de ei, tata, sunt bine copiii. Dar vină tu acasă la familia ta și lumina, las-o și pe ea să ducă la copiii, care și ea familie. Uite, eu nu vorbesc de rău, că a greșit și ea, ca oricare. Du-te, Ioane, că vină acasă, sună-ne și pe noi, ori pe mama, ori pe cineva. Pe Leusul. Face, răspunde-ne la telefon, să știm și noi de tine ce faci, măcar dacă ești bine, trimite-mi un mesaj, ceva, să știm, că eu... Mă gândul aia cine, să zic ceva pentru el. Păi da, am zis că vreau să-i transmit ceva, că nu pot să-i spun în public, că pe noi ne urmărește foarte multă lume, Ioane. Da. Și nu-i frumos să știe toată țara secretele noastre și să spunem tot ce avem în suflet. Că așa vorbim și noi în privat, Ioane, dacă ești și să spun câteva cuvinte, Ioane... Ca să nu spară rău mai târziu, Ioane, asta mă rog la tine, sună-l pe tata, fă-i ceva, ia legătura cu ei. Că să nu spară rău, Ioane, sunt oameni bătrâni, Ioane, face infarct și mor, Ioane. După aia mai putem să mai le salvăm, putem să dăm și inima din noi și nu mai le aducem înapoi. Cum a fost mami la părinți? Da, bine, ce să, am fost acolo la ei. Acum, am fost acolo, am văzut câte... Cât agitație e acolo la ei, plânge nevasta lui fratele meu și supărați ai bătrâni și na, îmi păru rău, eram plâns și eu. I-am transmis câteva vorbe lui fratele meu, dacă mă ne vede. Eu până acum nu am vorbit nimica, n-am spus nicio vorbă, nici de bine, nici de rău, să nu zică lumea că ne facem noi vizualizări cu vorbele ăștia despre cu lumina sau cu fratele meu. Dar eu am spus adevărul, am spus câteva cuvinte lui fratele meu, ce am simțit și că am să-i spun ceva foarte important și care nu pot să-i transmit pe vlog ce vreau să-i spun. O să-i spun ceva foarte important și rog frumos pe fratele meu să mă sună. Sau să sună pe părinți, să ia legătura cu ei, că așa e frumos. Să vorbească cu ei și să iau legătura. Ce ai luat aici? Uite, Leuțu, mi-am luat un franel, e fain? Da. Vezi? Franel acum iarna cu găuri pe aceea prin umeri. Lasă, că uite așa cu modelul, cu ăla e fain. Mm-hmm. Ai la, cred că ai 50 de franele din asta. Și nu știu să-l cumperi, vorbim aia. Nu iau și o cuvă, că vin fetele pe la poartă și lucruri de ăștia ce... Lucruri artizanate. Da, și na. Ce să mai vă zic, prieteni? Asta am vrut să-i transmit și eu lui fratele meu ce am simțit nevoia să-i spun. I-am spus acolo de față cu mama. I-am spus... Mama n-a vrut să mai intervină și ea cu alte vorbe, să nu mai... Am calmat-o eu, am zis să nu mai vorbească de nimeni, că nu-i frumos. Că să nu mai vorbim de nimeni, ca să se împacă toate treburile și să fie de cu bine. Să nu mai scandal și bârfe și ăștia nu sunt bune. Mai bine să vorbească pe vlog ce trebuie, să-i transmită lui fratele meu ce vrea. Ce vrea ei, de fapt, ce vor să zică, să-i transmită prin vlog, că nu vrea să ia legătura cu ei. Nici cu noi n-a luat legătura și el să nu ne consideră pe noi că noi surorile lui suntem, că îi vrem rău. Să nu se gândească niciodată treaba asta, frate meu Ion. Poate mă vede și să mă ascultă. Că nu-i vreau rău, îi vreau binele la familia lui, la copiii lui.
și ca așa să vadă de treaba lui, să vină acasă, să nu mai face, să nu mai intervină scandalurile astea peste tot în familia lui tata, în familia lui la ăștia noștri. Chiar nu-i frumos. Nu-i frumos să se înceartă ei ai bătrâni, pentru că sunt și neamuri, să se înceartă ei între ei. Ar fi bine să vină Ion, să o lasă și pe fata asta să vină acasă, care și ea copii de crescut, are și el tot la fel. Și na, păcat de copii, că uite, stau unul, doi colo și știi cum e. Și în primul rând, mai important sunt părinții, Ioane, dacă mă vezi. E mai important sunt... Leuțul nu mai mișca camera așa. Da. Mai important sunt părinții, Ioane. Că așa știi că mama este bolnavă și tata. Eu ți-am zis, dacă vrei să mă suni, sună-mă și nu mai sta pe gânduri, ca să spun ceva. Îți spun ceva foarte important, Ioane, care poate ce spun eu ție, ce am de spus, o să te afecteze foarte tare, Ioane, și o să-ți pară rău și o să vii acasă și nu o să mai stai nici 20 de minute acolo. O să vii acasă. Că știi, Ioane, chiar mă deranjează. Câtă lume vorbește de tine, tu crezi că pe mine nu mă doare sufletul? Că te bârfesc tot, că te aud de la toată lumea, îți spuseră numele, magarul, nu știu ce, alea și te vorbesc de rău. Crezi că pe mine nu mă doare sufletul, că te vorbesc tot de rău? Mi-e doare, Ioane, dar uite, vreau să-ți transmit să vii acasă, că uite, îți spune tot după gâtul tău pentru ce n-ai făcut și poate cazi tu în capcane care nici nu ai făcut treaba asta. Și sunt alte oameni care au greșit și care au făcut rău și pici tu acolo. Și mai bine vezi de treaba ta, vină acasă, lasă vină și lumina acasă, care și ea copii. Acum ați greșit, amândoi. Asta e. Așa a fost să fie. Nu sunteți voi primii care ați greșit. Ca și lumina, o să vină și ursul și o să iartă. Uite și tu, cu timpul o să te iartă și pe tine nevasta ta. Și o să fie cu bine. Și uite, mai vreau să-mi mai pun două cuvinte, dacă mă vezi. Ioane, e ceva important care vreau să spun. Tu nu mai trebuie să mai te duci înapoi acolo, după lumina. Mai bine fă-i pasul ăsta și vino acasă. Că s-o regreți, Ioane. Am auzit multe vorbe și am niște cuvinte care nu pot să le spun pe vlog. Care nu mai trebuie să mai te duci tu acolo la Germania. Că tu nu mai ai dreptul. Că pățăși ceva rău și după aia, vai de noi, ce să mai zic? Nu mai am cuvinte. Cum să spun, cum n-am cum să ți explic ce vreau să zic, că nu înțelegi așa. Numai să-l sun pe Leuțu, ori sună pe tata, ia legătura cu ei și să spună ei despre ce e vorba. E ceva important, Ioane. Așa, prieteni, ce să vă zic? Vă mulțumesc, i-am transmis câteva vorbe lui fratele meu, că n-am luat legătura deloc cu el. Ce să zic, prieteni, vă mulțumesc că ne-ați urmărit și sunteți alături de noi în fiecare zi. Vă mulțumesc din suflet, la revedere și multă sănătate, prieteni, să aveți!